Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Streaming Max, fostul HBO Max. Eu nu înțeleg asta cu fostul HBO Max. La mine pe televizor apare HBO Max, nu apare nimic Max. Și la mine la fel, cred. Da. Serviciul ăsta de streaming, ca să vezi prigoana, nene, va începe și el să blocheze accesul la conturi de la alte adrese. La fel ca Netflix și în curând și Disney+, scrie agenția news.ro. Unde o să ajungem? Nu mai există democrație. Nu, serios. Mai există libertate. Pentru asta am murit noi. Pentru asta mergeam noi și cumpăram decodoare HBO din târg, exact, și le reglam cu șurubelnița. Deci nu mai poți să împarți parola cu scara, cu vecinii, cu prietenii. Era o chestie de comunitate, erau niște lucruri de suflet. Ne dezumanizăm complet. Nu mai poți să împarți pe Luca. Da. Un cont de platformă de asta cu 2, 3, 4, 5 prieteni, să legi o amiciție, să îți vireze aia câte 4 lei. Eforturile companiei în acest sens vor începe de anul acesta și vor fi aplicate la nivel global începând din 2025. Anul viitor se anunță un dezastru. Deci după ce o să fie alegeri, o să câștige cine o să câștige alegerile la noi, o să vezi ce taxe o să avem și scumpiri și nu știu ce, o să fie vai de capul nostru. Și peste toate, uite, ne nenorocești și cu platformele de streaming. Nimic, o să facă niște companii de stat care să facă streaming. Putea. Acum, înainte de mucenici, de la pistea, ne arde de astea, de prevestiri, de astea sumbre. De unde știi tu? Nu o să fie nimic, o să fie foarte bine. Max speră că blocarea partajării conturilor va determina crearea mai multor conturi, ceea ce va crește companiile, veniturile companiei. Această strategie pare să fi funcționat în cazul Netflix, în țări precum America. Nu știu dacă... Eu zic că în România se găsesc soluții pentru toate. Câte servicii de astea de streaming aveți? La câte sunteți abonați? În momentul ăsta? Nu, întreb la câte... În viață. Adică și câte îți propui să-ți faci mai departe și câte ai mai avut? 4. Am avut 5. 4, mă? Da. Nu cred. Da. Care, mă? Netflix. Da. Asta. HBO. Așa? Bine, stai puțin. Așa, zi. Așa. Disney Plus. Da? Cum ar zice Luca. Așa? Și Sky Showtime, sau cum îi cheamă pe aia. Era pentru ce? Pentru ăsta? Pentru Yellowstone. Pentru Yellowstone. Că are mai multe episoade. Era sigur. Și am mai avut, torrent, dar nu mai activ, că nu m-am mai uitat, la Prime, de la Amazon. Eu practic am cam toate. Și aș vrea să închid două și unul nu se poate închide, că e complicat. Deci ăsta HBO vine în pachet. Păi nu mai plătești, duci la companie și spui că nu mai vrei. Serios? Păi da, nu mai plătești la cablu. Nu, mă, dar vine într-un pachet cu mai multe chestii. Nu vine el singur, vine cu mai multe și cu canale de sport, de nu știu ce, e complicat să nu știu. Elene. Te-am păcălit cineva. Ăla e separime complet. Serios? Complet, mă, separime. Așa. Disney Plus. E foarte ieftin. Am fost să-l ucid. Am și la asta. Numai că Ion a descoperit, asta este tragedia cea mai mare, acum ea nu mă ascultă că este plecată puțin în vacanță de o partie cu fetele, dar a descoperit un serial care se cheamă, cum se cheamă ăla, cu Dr. Grey, nu știu cum îi zice. Este Anatomia lui Grey. Așa, într-un spital ceva. Da. Băi, are 19 sezoane, deci este un fel de tânăr și neliniștit pe streaming. Pe medical. Pe medical. Deci, practic... O viață de acum, ea are serial la care să se uite. Se uită la Dr. Grey ăsta de... Mă plictisește de moarte, dar asta e viața. Și eu, dacă mă strecor, am două seriale la care încerc să mă mai uit. Unul este Yellowstone, la care am văzut primul episod și mi-a plăcut foarte mult. Și de atunci n-am mai avut loc. Și mai este un serial spaniolesc, pe care îl mai văd ca să mai exersez spaniola. Care se cheamă Alpha Male, este tradus, sau, cum zic spaniolii, Macirulos. Eu am vrut să ucid, cum spui tu, Netflix-ul, pentru că la un moment dat îmi recomanda numai filme turcești. Păi dacă la aia te-ai uitat, nu m-am uitat, tocmai că nu m-am uitat doar la aia. Ba da, dar nu vrei să recunoști. Tu te duci acasă și, pe ascuns, vezi telenovele turcești. Și așa mai departe. Îți recomand Munieca Brava cu Natalia Oreiro. Munieca Brava. Învăța generații întregi de femei din România spaniolă. Spaniola, da. Și o spaniolă corectă, să știi. Da, păi ăștia în America Latină, sigur, sunt diferențe mari, dar una dintre particularități este că vorbesc totuși o spaniolă mai inteligibilă, nu știu de ce. Iată, e mai de țară, așa. Da, spaniolii din castiliana din Spania este ceva te iei cu mâinile de cap, mai ales. Mamă, cât timp liber aveți, zice cineva. Se dă drumul la invidii. Da, azi e vineri, de fapt. Haideți să vorbim despre... Vrem să știm la ce serviciu de streaming folosești mai mult. Asta, sună-ne și spune-ne ce serviciu de streaming folosești mai mult dintre toate și la ce serial, sau mă rog, la ce film, la ce serial te uiți în zilele astea. E vineri, unii sunt singuri acasă, au plecat nevasta, poate cine știe, prindem ceva. Dar am vrea să știm și de la doamne domnișoare,
că este și ziua voastră. De la toată lumea. Fetelor și doamnelor, spuneți-ne voi, la ce seriale de fetițe vă uitați? Ca să aflăm și noi de ce să ne ferim. 0372069599, recomandări de seriale pe platformele de streaming și mesaje, dacă vei mai simplu în trafic, mesaje audio pe WhatsApp 0728-3D1-3D2. JUSTWATKH. E aplicație pe telefonul mobil. A, uite-o, gata, am găsit-o. Și acolo scrii titlul filmului, serialului și așa mai departe și ți arată pe ce aplicație există, dacă există. Da? Multe nu există. Uite, de exemplu, ăsta nu există pe nicio aplicație. Care, Înger Sălbatic? Da. Recent am văzut eu un pasaj din... Da. Din Married with Children, din serialul cu Al Bundy. Și aha, mi s-a făcut deodată dor, zic, mamă, ce aș revedea câteva episoade și, din nefericire, nu e pe nicio platformă. Sunt platforme multe și degeaba uneori. Vreți să vă dau o veste care să închidă toate platformele astea? Te rog. Înțeleg că se lansează Nostalgia TV, care o să aibă, printre altele, Om bogat, om sărac, a, nu cred, Sclava Izaura și Dallas. Male! Unde e asta, mă? Cine? Asta în România se lansează, nu știu, cu Don Leonciu. Da. Deci eu vă zic că în perioada următoare toate rețelele astea vor pica una câte una, pentru că se relansează Dallas-ul cumva. Hai să vedem. Ionuț, neața. Bună dimineața, bună dimineața. Salut, Ionuț. Știți că pentru Dallas mi-aș face și un abonament la Nostalgie. Păi nu, nu cred că e cu abonament, o să fie la liber pe rețelele de cablu. Eu am exact ca tine, George, aceleași patru canale de streaming, însă recomand, acum am descoperit și am început să mă uit la Disney Plus, la Shogun. Foarte bine făcut. Am văzut primele două episoade, s-a lansat marți al treilea, o să mă uit la el weekendul ăsta. Sunt lacom, aștept să pună toată seria. Și eu am vrut să fac așa. Da, asta e o problemă cu fiecare episod pe rând, dar foarte bine făcut. Vedeți că este excelent film. Okay. Știi că mie îmi place și mi-e dor de Urzeala Tronurilor, când abia așteptam lunea să văd episodul. Așa că îmi place să mă uit și așa cu țărâita, mai ales când ai mai multe lucrări în paralel. E bună și una de asta, unde știi tu că lunea, cum era Dallas-ul, bă, să-i elibera strada. Fugeau toți copiii în casă, nu mai era nimeni pe stradă, zice că e bombardament. Așa ceva nu o să mai fie decât dacă ajungem în final la Euro cu fotbalul. Nici atunci. Nu, nu o să mai fie, că sunt alte vremuri. Dar zic, are hazul lui și să-l vezi serialul episod cu episod. Și apropo de nostalgie, uite, ne-a scris Ana Maria, care a luat Twin Peaks. Twin Peaks. Da. Nu, la asta n-aș fi. L-am înțeles în altă lumină. E fabulos. Moise. Iar acum mă delectez. Este să-i dea făi legătura cu Moise. Iar acum se delectează cu dosarele X. Pe Disney. Da. Da. Moise a văzut și partea veche și aia nouă de la Twin Peaks. Și a văzut și ce n-a văzut nimeni. Cristina, bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Bună. Bună. La mulți ani. Mă bucur că am reușit să vă sun. Da. Și eu am mai multe platforme. Cel mai mult îmi place deocamdată Netflix-ul. Și aș recomanda trei filme, deși... Așa. Fiecare... trei seriale, pardon. Da. Deși nu seamănă unul cu celălalt. Tu zi. În primul rând, Costume. Da. Lista Neagră și Bridgerton. Bridgerton, și... aha. Aia e mai pentru doamne domnișoare. Deci Suits, Blacklist și nu știu ce. Astea, Suits și Blacklist, sunt deja seriale clasice. L-am văzut. Vechiuțe. S-a văzut. Mulțumim tare mult. Mulțumim. Mulțumim, Cristina. Roxana, ești cu noi? Bună dimineața. Roxana a plecat. Avea și ea tot Suits pe listă. Andrei. Da, salut. Bună dimineața. Salut, Andrei. Bună dimineața. Dar, domnilor, de ce să folosim noi streaming-uri când există file list? E mai greu, nu e pentru toată lumea, plus de asta e are și... Auzi, știi ce? Ce rost are, ne zgârcim la dar nu e vorba de zgârcit, acolo ai o lume întreagă deschisă, adică da, acolo bă, găsești da. Și Al Bundy, găsești orice. Păi da, de ce să dăm bani când totul e gratis? Adică ce nu apare pe... Asta, nu, nu e filosofia aici, a intrat pe terenul meu. Nu este nimic gratis. Da. Dacă e gratis, în cazuri de astea, este furt. E foarte simplu. Este furt. Păi e furt. Oamenii aia n-au muncit să facă ceva. Dacă tu muncești și îți ia cineva munca și nu-ți dă în schimb nimic, nu simți că ești nedreptățit? Corect. Păi, dacă luăm serialul Shogun, da? Este și pe file list. Da, dar uite, vezi, aici îi dau dreptate lui Vlad. Dacă Shogun ăsta e făcut acum și e pe Netflix sau pe Disney Plus sau pe orice altă platformă de asta, mi se pare firesc să plătești pentru el, că oamenii în felul ăsta poate să facă și să-ți facă plăcere cu serialul ăla. În schimb, dacă vrei să vezi Intrarea Dragonului cu Bruce Lee și nu e pe nicio platformă, atunci lasă-mă să-mi iau de pe Filelist. Sau Al Bundy. Intrarea Dragonului? Da. Bun. Asta mi-a venit...
Ce alte recomandări mai avem? De seriale, de nu știu ce, de lucruri de genul ăsta. Mai vrem să dăm astfel de recomandări? Da, dacă mai avem momentele mai astea. De ce nu? Vezi că avem și mesaj audio, domnul George. Dar ca să vă spun așa, da. Yellowstone este cel mai menționat, da. Alături de... E foarte bine făcut. Alături de Shogun zilele dar astea. Dar să știi că la Yellowstone, stai puțin să dau în contextul ăsta... Yellowstone pentru care să știi că mulți oameni au apelat la servicii de-astea ilegale, pentru că Yellowstone a venit în România prin Netflix recent, dar el e de câțiva ani buni. Uh-huh. Vezi că ai Showtime, are afară. 5 bucăți. Dar da. Yellowstone are... Stai puțin. Sunt cele două prequeluri, îmi spune un amic, 1883 și 1923, care sunt despre originele familiei Dutton. Da. Ambele și sunt pe Sky. Scris că acum deja așteaptă alte episoade, că a terminat tot ce era de văzut. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.